Sunt Ana Maria Tici astrolog și vă prezint horoscopul săptămânii 27 mai, 2 iunie. Este o săptămână a bucuriei, deoarece vom mai avea puțin timp și se va perfecta luna nouă în semnul gemenilor. Este un moment foarte bun pentru noi toți să ne gândim să socializăm, să comunicăm, deoarece și proaspăta intrare a planetei Jupiter în semnul gemenilor ne îndeamnă să comunicăm, să fim mai extrovertiți și să ne ducem la îndeplinire toate aceste idei, ușor, ușor, să le punem în practică, mai ales că pentru fiecare dintre noi pot fi momente în care vom avea de ales între două planuri deci să fim foarte hotărâți și să ne angrenăm într-un joc al imaginației, dar și al credinței, așa cum acest context ne -o spune. Pentru nativii berbec este foarte important să comunice în această săptămână, să fie mult mai deschiși și să Înțeleagă că lucrurile care se simt ușor blocate pentru ei nu fac parte din destinul lor, deoarece destinul se află în semnul lor și le recomandă să fie mai atenți la decizii, dar în același timp să poată să se și exprime vis-a-vis -vis de ceea ce își doresc cu adevărat. Pot urma pentru acești nativi contracte sau au nevoie să se gândească la tot ce înseamnă expansiunea lor într-un context al informației, să fie atenți la ce informații circulă, putem spune, și bârfe în jurul lor, sau să înțeleagă acest context ca unul în care informația trebuie verificată cel puțin din trei surse. Pentru nativii Taur, segmentul financiar este foarte important, dar în același timp și demersurile pe care le fac împreună cu un partener sunt resurse de cheltuit și trebuie să fie foarte atenți cum se raportează la aceste resurse și ce înțeleg ei, pentru ei, ca și cum acel lucru ar conta. Este foarte interesant cum această aspectare pe casele 2 -8 le aduce mai aproape de ei segmentul financiar și învață că trebuie să găsească noi surse sau să se elibereze de acele sarcini și afaceri care nu li se mai par profitabile. Pentru nativii gemeni contextul este unul foarte bun deoarece planeta Jupiter în semnul lor le aduce foarte multe satisfacții. Dar trebuie să fie foarte atenți la acest sector al parteneriatelor și al colaborărilor pe care le au cu ceilalți, să fie mai atenți cum pun problema și cum discută, fiindcă pot fi înțeleși greșit sau sunt foarte multe aspecte care lasă de dorit într-un parteneriat sau într-o colaborare. Nativii RAC sunt la locul de muncă, sunt foarte solicitați și au nevoie să poată să-și înțeleagă aceste frustrări sau această tensiune, de asemenea, trebuie să fie foarte atenți și la sănătate. Pentru cei care au suferit o intervenție sau care au în vedere. Îmbunătățirea unei situații în urma unei intervenții trebuie să aibă răbdare, fiindcă este nevoie de timp pentru a putea să afle acel diagnostic corect sau acel tratament pe care trebuie să-l urmeze, ca și cale pentru a se simți mai bine și mult mai vioi. Este de asemenea foarte important să fii atent și la colegii de muncă sau la colaborarea cu aceștia fiindcă sunt foarte multe etape care pot fi depășite numai printr-o rutină și printr-o renunțare la tot ceea ce este toxic. Nativii leu sunt, pot avea, se pot simți obosiți sau pot avea o problemă în legătură cu vitalitatea, nu au foarte mult chef sau spor de anumite activități și pot renunța la ele. De asemenea, să fie foarte atenți cum se raportează și în relațiile cu persoanele iubite sau în relațiile pe care le au cu copiii pentru cele care au copii. Uh, și de asemenea este foarte important să fii atenți și la speculațiile financiare. Este un tranzit foarte bun, benefic pentru a avea succes, dar acel succes care este împreună cu un grup sau într-un colectiv, ei tot la locul de muncă sau prin locul de muncă pot cunoaște persoane care să se sprijine în continuare în ceea ce au de întreprins. Nativii Fecioară sunt uh, preocupați cu treburi gospodărești sau au de făcut amenajări legate de casă. Să fii atent la acest context familial, deoarece pot avea loc și discuții sau pot fi prinși uh, și în uh, anumite situații care să însemne pentru ei uh, solicitări sau uh, discuții sau anumite acțiuni care să îi îndrepte pentru tot ceea ce înseamnă investiții imobiliare sau zona aceasta a casei, a familiei și de asemenea să se și odihnească deoarece tot acest context poate fi unul provocator. Nativii balanță vin de la drum sau au de făcut anumite drumuri sau vor trebui să se gândească, să dea un răspuns într-o anumită problemă să fie foarte atenți la acest context care ține de comunicare și de acte, contracte, deoarece ei se simt foarte prinși în acest tumult al comunicării și al relatării unor informații care parcă nu se mai termină. Să fie atenți și cu cine împărtășesc anumite discuții sau informații, deoarece pot fi luați prin surprindere de tot acest aspect într-un sens în care, nu știu dacă trebuie să dai explicații, dar este vorba că pot fi întrebați sau luați din scurt la anum, prin întrebări într-un anumit context. Nativi scorpion cheltuie bani sau trebuie să se gândească foarte mult la bani. Este vorba despre bugetul care trebuie echilibrat și este nevoie și de o încredere mai mare în sine sau de anumite informații care trebuie să le parvină într-un sens despre tot ce înseamnă cheltuieli și venituri. Trebuie să găsească un, o balanță între aceștia și să se raporteze foarte mult și la ce i-ar putea solicita foarte mult încât starea lor de bine să nu fie aceeași. Pentru nativi săgetători este un context provocator pe domeniul sănătății sau se pot simți obosiți sau încărcați cu foarte multe activități, mai ales prin parteneri sau au de încheiat un anumit contract împreună cu partenerii și atunci se pot simți ușor confuzi. Să poată să mai lase puțin timp pentru a afla informații și pentru a se informa mai bine cu un anumit subiect. Nativii Capricorn sunt foarte obosiți, se simte epuizați și trebuie să găsească, să dea un randament cât mai bun la locul de muncă sau să găsească noi strategii care să poată să-i aducă mai aproape de îndeplinirea obiectivelor pe care le au. Este foarte important pentru ei să mai delege din responsabilități și de asemenea să se gândească un pu puțin și la sănătate și la acele situații toxice din viața lor. Nativii vărsător pot renunța la un prieten sau la o anumită asociere sau prietenie, se simt obosiți de a avea discuții cu acea persoană sau de a găsi cele mai bune soluții în cadrul unui grup sau colectiv și de asemenea vor să petreacă mai mult timp împreună cu partenerul și de aici pot ieși anumite, pot fi anumite păreri contradictorii sau își pot da seama că trebuie să renunțe la un grup în favoarea altui grup sau la un prieten în favoarea altui prieten sau pot renunța la anumite planuri ca nefiind de viitor. Nativii pești au de rezolvat anumite situații care țin de tot ce înseamnă planul locativ sau planul acesta administrativ și este foarte important să se hotărască cu privire la o situație care ține de o plecare sau de o mică excursie undeva, trebuie să găsească cele mai bune decizii sau variante, adică să se informeze din mai multe locuri sau zone pentru, acest, pentru a da răspuns în această situație sau problemă și este foarte important pentru ei să ia o decizie și în cunoștință de cauză, adică să se informeze foarte bine despre tot ce înseamnă acest contract care urmează să fie încheiat de către ei. Este important pentru ei să își rezolve din timp toate aceste lucruri și să poată să beneficieze de cel mai bun aspect privind imaginea lor și tot ce înseamnă acest statut a lor în societate. Vor fi foarte, foarte atenți la tot acest context social în care își desfășoară activitatea, și este foarte important să comunice și să găsească. O soluție cât mai aproape de ceea ce își doresc cu adevărat. Această săptămână este o săptămână foarte bună, și vă invit să rezolvați dacă aveți de rezolvat foarte multe lucruri. Este foarte bună pentru rezolvarea lor sau pentru găsirea unor soluții privind problemele pe care le aveți sau de luat o decizie dacă aveți de ales între două variante. Important este să vă raportați la varianta pe care o simțiți și cu adevărat, dar cel mai important este și cum v transforma pe dumneavoastră această variantă sau cum v -ar face să vă simțiți. Este important să vă conectați și cu dumneavoastră în următoarea perioadă. Vă invităm să vă abonați și la canalul Wow News și vă dorim o săptămână cât mai bună!